Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare bă băieți, bine v-am găsit, fraților, la un episod de CSGO Wingman Hacking. Suntem alături de Nox, zici și tu ceva, manule. Salutare bă băieți. Da bă băieți, deci acest băiat care este aici în conferință, băie doi, aveți și canalul lui în descriere și chiar în primul comentariu care o să fie fixat. Abonați-vă acolo dacă vreți să vedeți videoclipuri de Egg vs Egg și multe chestii de genul. Mi-a dat acest cont, bă băieți, cu level 80, cu prime 131 de ore. Bine, astea se pot boosta foarte ușor. Vă că ai și avatar frame de ăla, eu acum l-am văzut pe filmare. Vin acolo fulgere, toate nebunile. Bă frate, ia zi, ce te-ai gândit tu, mă frate? Cum te-ai gândit să-mi dai acest cont, manule? Băi, m-am gândit că odată ce am băgat cod pe el, am jucat niște meciuri de legit, m-am gândit că odată și odată oricum o să iau bac, știi? Și decât să-l țin eu până îmi iau bani pe el, am zis să-l dau cuiva care poate să facă ceva cu el, știi? Bă, da, și asta. Bă, fraților, neapărat acolo un subscribe dacă vreți să vedeți episoade de Hack vs Hack și multe chestii de genul. Astea sunt episoadele... Doamne, mă! Astea sunt comentariile din episodul trecut. Dați și voi acolo like să facem 1000 de like-uri. Nu uitați, la 70.000 de abonați o să facem iară mare live de 12 ori și eu zic să-i dăm start și să ne rugăm. Mamă, ai jucat pe servere comunitare, manule, dă-ți restart. Mamă, sper să nu dăm decodați, vă băieți, că jucăm cu Plague Cheats. Nu uitați, este un cod la 5 euro, l-aveți și în descriere și în primul link ăsta, primul comentariu acolo. Dacă vă place, nu vă recomand oricum să vă jucați pe contul main cu coduri, dar asta este strict alegerea voastră. Nu veniți la mine când v-ați luat bani, ați auzit și ce a zis Nox, el doar a băgat. Cu ce cod a jucat pe contul ăsta pe care joc eu acum? Cu Neverlose-ul. Na, deci el a jucat cu Neverlose-ul, care e un cod super ok pe contul ăsta și totuși nu vrea, n-a vrut să mai investească în el și chestii de genul, deci nu știu, eu nu vă recomand să vă băgați coduri pe conturile mele, pentru că odată și odată tot o să vă luați bani și nu... Nu merită, adică uite, eu am investit de exemplu în contul ăla main, am luat coțit, am luat toate alea, dar până la urmă astea sunt chestii pe care le fac pentru Transfector, să dau de oameni cât mai ok, dar la un moment dat, poate peste un an, poate peste 2 ani, tot o să-mi iau Overwatch sau Vagban, deci nu merită să vă băgați pe conturile mele la care chiar țineți coduri. Hai să vedem pe ce hartă ne găsește meciul, zic. Hai mă, să unde dăm rașiazi? Dăm, intrăm pe oricum am coduri, deci nu-i prea, dau eu info dacă aici. Hai, du-te tu, că te urmez eu, frate, am încredere în tine, având în vedere că ești suprim, chiar dacă cu codul, am încredere în tine, frate. Da, bă, băieți, hai să vedem cum se descurcă Plague. Sper să nu fie spinner ăștia de lei, că dacă sunt spinneri, am cam belițul lui Cioica. Ia să încerc să-i dau un one-tap la asta. Ok, am dat cap. Ăsta e mort. Ăsta e mort în cadă. Nice. Vedeți că avem aceleași nume, bă, băieți, ca să fie treaba, e că dau repede pe la bombă. Ține la... Wow, ce ți-am dat-o. Ia că-s curios dacă mă rotește. Dacă are coduri sau ceva. Stai un pic, dăm un reload, ia să vedem. Îl rotesc când bat picioarele, că pe-a meu n-am după să fac chestii de astea să-l rotesc, când mă gândesc că se vede la Overwatch. Hai să vedem. Uite așa, da. Da. Uite, na, nu, cred că are, mă, sau îl ascunde, nu știu, mă caută pe acolo, pe short, sau cum trecut se numește, la connector. N-am mai jucat pe train de când m-am născut să mă bată data. Ia să vedem, sare să dea defuse la bombă. Dă un fake, a dat fake. Fii atent cu aia, ce-l trolează, pui mei. Acum dă defuse, ia. Bam. L-am speriat, nu mai dă defuse prost. Băi! Tu te dracu, mamă. Puteam să-l trolez, așa să nu mai dea defuse. Nu cred că avea defuse kit. Nu știu. Nu mi-apare. Nu mi-am activat chestia aia să mi-apar. Oricum l-am speriat un pic, l-am făcut să facă pe el un pic. Vrei ceva drop? Nu, am vrut să-ți cer deagle, să-ți dau acau, că oricum eu cu deagle-ul... Ai. Mamă, dar ce arme o băgat ăsta? Da, bă, băieți, bai doi, o să vă las și config-ul. O să încerc să găsesc link de la config-ul ăsta, că foarte mulți m-ați întrebat în episodul trecut. Frate, nu găsesc config-ul pe forum, nu poți să ni-l dai tu și chestii de genul. Bă, băieți, o să vă las eu config-ul în descriere dacă chiar... Aoleu, nu putem pe B, am uitat. Dacă nu puteți să găsiți... Da. Dacă nu puteți să găsiți voi config-ul, fraților, o să vi-l las eu în descriere. Ori link de pe forum de unde l-am luat, ori link direct de download de la config. Unul mort. Nici nu-mi dau seama cu aia dacă l-am omorât eu sau tu. Da, nu-i loc cu aia, ce ai? Nu știu, nu era low, era ăsta, avea doar un sfert din viață adus. Și atunci când i-am dat eu hit-ul. Sau nu știu. Cu ce armă l-ai luat? Cu Mac-ul? Cu Mac-ul i-am dat hit-ul. Aia, pe Mac-ul, mamă, cu aia dă din 30 de gloanțe 31 damage în pui mei, nebun. Nu prea, cam jale Mac-ul. Hai să dăm încă o ra- era să zic chiar era HPB. Hai pe acolo, hai în față de tot. Da, bă, băieți, vedeți, acesta este un episod mai chill. Nu știu dacă ai văzut în comentarii, dar multă lume se lua de mine că vorbesc prea mult pe videouri. Zici și tu acum părerea ta, tu te-ai uitat la un video în care efectiv omul se joacă și nu scoate niciun cuvânt pe gură, uite-l pe statut. Nu m-am uitat, nu. Păi nu știu nicio. Parcă, exact, păi nu e afacere cu aia, filmezi, păi așa, nu mai spui deloc, pui muzică de fundal și îți închizi microfonul și nu mai vorbești deloc. Mamă, ce o antapă, da, data.
E doar video pe fundal jocului. Da, nu e exact, nu e, nu e afacere. Trebuie să găsești subiecte de discuții, toate chestiile astea în puie. Lumea crede că gata, frate, te faci YouTuber, te filmezi cum te joci, zici acolo, salutare, bă, băieți. Astăzi o să mergem de rush pe B. Și toți mergi tași din gură. Mai exact, și toți mergi tași din gură. Nu, și mi se pare tâmpită chestia asta. Mai îmi zicea unii, frate, mă obosești la cât vorbești. Mamă. Bă, dar parcă e nașpa mă pe asta cu aia. Era fain la Wingman să putem și cu A și B. Adică ei 2v2, dar se duce unul ține B-ul și unul A-ul, ce naiba. N-ar fi mai hardcore da, așa. Da, ba da, dar nu, cred că o să bagi niciodată asta. Na, nu o să facă. Fie, fie, ce le fac, fie, ce le fac. Unu. Bă, 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 ia uite-l cu aia, ce m-a speriat de el. Stai, tu, acum după meci o să ar trebui să-ți arate rank-ul, nu? Da, 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 mă, bă, după meci ăsta. Mă, băiți, pe Noxy. Te boostez, frate, mai îmi dai 5 euro după video și te mai boostez încă două meciuri, frate, dacă da, vrei. Da. Te mai boostez două meciuri. Am vrut să-ți dau eu ca nu treia să-ți cumperi. Dacă mor runda asta, să nu-ți mai ia ca că vreau să-mi iau AWP, știi? Bun, da, ți-l dau AWP-a meu. Îți dau Black Laminate-ul ăsta meu, pe care nu știu cine dracu l-a pus la Skin Changer. Cum trebuie să... Cât costă ăsta ca o Black Laminate ăsta? Nu cred că există Black Laminate sau... Ba da, e... Trebuie e 10 euro maxim, nu știu, da. nu cred. Tot timpul pe Skin Changer îmi pun skin-uri de alea nebune de 500 de euro, 1000 de euro. Nu stau eu cu sărăcii de astea. Și culmea că am și Shadow de gersurile alea de pe contul main. Asta ce trecu face, mă? Hai, mă, bossule, că mamă, dar ce obvious joc eu. Acum am dat seama că de obvious joc în puii mei. Că mă duc direct pe ei, eu n-am treabă să ascund codul sau ceva. Da, rar aici vine Overwatch pe da, eu am observat că după update-ul ăsta, după ultimul update, nu-ți mai lua nimic. A, ai deja ca. După update-ul ăsta, nu neapărat că merge Overwatch-ul, dar am văzut că ți-a untrusted foarte repede. Adică eu am jucat cu Neverloser aici pe un cont și în vreo 5-6 ore mi-am luat untrusted, nu scria Overwatch, știi? Scria untrusted efectiv. Și cu orice cod am încercat să fac chestia asta, tot am tras în lădea. N-am luat un overwatch de când s-a băgat, mă rog, pe contul meu n-am luat overwatch, dar în rest n-am mai luat niciun overwatch, nu mai am trusted. Care-i faza? Ce s-a întâmplat? Nu știu, n-am pățit, că nu prea am luat bani pe contul. Nu, deci eu numai am trusted am luat. Deci eu cred că s-a băgat totuși un update, nu știu dacă are neapărat legătură cu overwatch. Adică doar când jucam cu regiul, luam trusted. În rest, dacă jucam obvious cu semi-regiul sau ceva, nu-mi luam nimic, știi? Nu-mi luam overwatch, nu-mi luam absolut nimic. Doar am trastat când jucam cu Rage-ul. Hai mă, bossule, bam, one tap. Da, nu știu, eu n-am pățit că nu prea mai joc cu coder pe counter. Rar dacă mai intru. Ia uite-l pe ăla, ta, ha, 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 nice wall hack. Ăla, aia să fie problema, wall hack-ul, nu că m-am uitat în puii mei la 7 metri de capul lui și am dat cap. Wall hack-ul e problema, bă, ți-am dat drop cu AK, frate. Mamă, ce naiba? What? Ce? Mi-am luat, adică de la config-ul ăsta de... Plug-ul are skin changer și are și name tag-uri la iteme și mi-am luat AWP-ul și scrie youtube.com/noxy1337. A, are name tag AWP-ul. Nu, are name tag AWP-ul. Ah, da, mă, da, și e skin changer-ul, da. Ce ți-ai pus pe AWP-ul default? Da, cum ai jucat mai jos. Ce nebun, gata, mă, nu le-am luat. M-am speriat, ziceam, ce trebuie cum ai config de plug-ul? Doamne, no info, man. I got all the info, man. No, I don't wall hack. Mamă, ce wall hack am scris acolo să mă bat, tata. Mamă, după meciul ăsta ar merge un short dust, mane. Nu mai jucat de mult short dust. Băgăm short dust. Mm-hmm. Dar aș vrea să dăm totuși de HVH, să injectez un pic Neverloser ăla, că n-am mai jucat HVH de când mi-am luat ban pe main. Știi că am mai avut main-ul ăla, uai cât de rău mi-o port de main-ul ăla. Am avut main-ul ăla, avea vreo 3200 de ore și chiar eram pregătit. Bine că n-am apucat, uai, l-am luat pe la Prismo. Bine că n-am apucat să bag bani în skin-uri și chestii de genul, că am vrut să-mi iau ca pe contul meu, să-mi iau cuțit, să-mi iau pin-uri, toate alea, dar nu, dar aveam trade bani, știi? Mm-hmm, da, de și la. Și fix după 2 zile, da, fix după 2 zile după ce am încercat să îmi dau trade-ul și n-am reușit, mi-am luat bani cu aia. Gândește-te dacă mergea să-mi dau trade, să-mi fi dat trade la toate itemele alea și să-mi iau și pin-uri și îmi luam bani după 2 zile. Fai de capul meu. Și acum n-am prea mai avut chef să fac Aurobus, eu de obicei fac de pe PC-ul meu, efectiv, las PC-ul pornit și alea 3000 de ore, eu am cumpărat contul ăla când avea vreo 500-600 de ore și până la 3000 de ore numai de pe PC-ul meu am făcut. Păi da, când joci bine așa și vede lumea că ai 3000 de ore, nu, da, parcă nu, se duce gândul că nu ești coda, că ai știi? Și cuțit, dar nu neapărat da. Orele, că eu pe contul ăsta main de lama acum de am cuțit, am 500 de ore, n-am multe ore și le dau cap la ea, mai fac 40-50 de kill-uri în matchmaking, ia uite-l pe ăsta cu aia. Fac 40-50 de kill-uri în matchmaking și nu mă prea acuză de coduri, știi? Numai că ideea e că acum am și scăzut trasectorul. Gândește-te că primele două meciuri pe care le-am jucat pe contul ăsta, mă rog, pe contul ăla după ce... Gata, ai terminat și meciul ăsta. După ce mi-am luat toate itemele alea, dădeam numai de dăia de 6-7 mii de ore care își dădeau info ca pe face, deci se juca la cel mai înalt nivel, dar acum mi-am mai scăzut și dau numai de copii proști. Hai să mai băgăm încă unul pe Shardos, pe Shardos, să nu... Mamă, ce rank mi-a dat? Ce rank? Suprim. Suprim? Ți-a dat Suprim înapoi?
Da. Bine, poate iau Shore în cap meciul viitor. Hai să băgăm unul pe Shore, dar să nu dai abandon. Mă rog, să nu ieși din lobby. Da, n-am ieșit, Hai să vedem, bă, băieți, dacă dăm și noi ore în cap în Legendary Eagle sau rămânem tot aici. Da, bă, băieți, am intrat într-un nou meci și uitați-vă și voi aici. Asta are rank 9, are profilul de Steam de zici că e profil de codat și când ai la el pe inventar, uitați-vă aici, băieți, ce are omul meu. Cred că îi dau ață, îi dau țeapă cu aia. Îi zic că îi trimit 500 de euro și să-mi dea skin-urile. Prima dată iară canalul meu de YouTube, că-s YouTuber și nu știu ce, și după aia după ce îmi dă skin-urile bloc și papa. Și a doua zi video. Bă, băieți, uitați aici ce skin-uri noi mi-am cumpărat pe contul meu ca să nu ne luăm ban. Good luck, have fun. Hai să le distrugem un pic ziua la asta, bă. De fapt, nice. Eu să-i o distrug, că dacă n-ai cod. Ciu, fie-n ce-i fal ăsta. Du-te ca să iasă, du-te ca să iasă de aici să-ți ia. Hai, bossule, ieși. Bam! Și am dat-o. Săracul de el. What the fuck, gata, să-i întreba. Plantează bomba, plantează bomba. La vine din spate. Ei, din spate, dar plantează bomba. Lasă că-i dau. Ba nu, inside, băi! Uai, de capul meu ce m-am speriat. Nu, eu am crezut că e dincolo aici, în spate. Ce bă, ce m-am speriat de el. Ce m-am speriat de el să-mi bat picioarele. Nu știu ce dracu, mi s-a părut mie prin wallhack că e pe cealaltă parte, că vine de unde am venit noi, știi? Da, asta fac ce m-am speriat adică și când am văzut capul, da, și când am văzut capul în site să-mi bag picioarele, ce m-am speriat. Mamă, hai că dau un flash aici, aș da naș pe ei, frătiuc. Hai, dă-i. Dă-i să-i rupe. Nu mai văd nimic. Dar unde e ăla? Unul văd aici, ia uite-l pe ăsta, bam, mi-am dat-o. Îți plantez și o bomba repede. Poate fac și un le pe contul ăsta. Vezi că vine de aici, băi, din spatele meu. Acolo. Hai, omoară-l și tu să faci un kill. Bă, Manule, acolo. Bravo, frate. Mamă, eu mă dau cel de parte. Fie-n ce-i fac. Ah, cel mai nice. S-a și ferit prostul de el. L-a ferit de flash. Hai să vedem, frătiuc. Ia uite săracul de el, ce vrea el să-mi dea pic. Bagă în glanț. M-a văzut, cred că m-a văzut. M-a văzut deja. Acum m-a văzut. Op! Ce-mi place să-i trolez, bă, săracu. Dai seama cum a fost POV-ul lui acum. Nu m-a văzut. A văzut așa, m-a văzut jumate din mine și când s-a dus să verifice după cutie, bam, tap. Săracu, că așa place să-i trolez pe ăștia, mă, să-mi bat picioarele. Dar pe contul meu, nu place să fac de astea, că se vede da, super urât, știi? Se vede urât pe oraș. Asta o să fie cont ăsta, cred că o să mai fac videouri de astea de troll cu cheat-uri, știi? Dar nici pe ăsta nu prea vrea să-l banesc, e cont fain așa. Să-i cumpăr și un background de ăla. Să-i pun de alea cu descriere cu... Bă, ia uite-l pe ăla, coaie. Tu-s grijania, mă, tii. Băi, mi-a dat prismoca la one tap, ești prost, cu skinurile lui cu tot, mi-a dat one tap prismoca cu aia. Mamă. Știi, vreau să iau un background de ăla și să-l fac ca și cum ar fi cont ca lumea, știi? Că da, asta singurul lucru care lipsește e background-ul, tot așa, un ceva de la așa cu move, cum ai avatar frame-ul ăla, să-i pun showcase-uri de alea multe, știi? Să-i fac vreo 2-3 mii de ore și să... Ar mai merge acolo, la recent activity, să mă mai joc câteva jocuri gratis, ca să apară acolo, că mă joc mai multe jocuri. Băi, coaie! No. Băi, coaie, ce-i cu genius ăla cu skinurile lui? De unde știa că ești aici? Sau ai făcut sune ceva? Nu știu, nu cred. Băi, pe mine ai ieșit direct, ești nebun. Vezi că e dreapta, la library. Acolo. Da, ce ți mai faci, coaie? Nu înțeleg, bă, genius... nice. Ce-ai dat, fake flash? Am aruncat Deagle loc să-mi arunc ăsta. Bune. Vezi că e acolo, dreapta, mai dreapta, uite acolo. Nu prea știu loc. Bravo, bă, ce joacă Noxia meu fără coduri. Vedeți, mă, băieți, nu toți codații sunt praf fără coduri, bă, băieți. Și ca să mă credeți că joacă fără coduri, ia uitați aici ce main are. În primul rând, medaliile astea nebune. Chiar, mă, cât e ăla Operation Shattered Coin ăla? Că știu că poți să cumperi după ce se termină operațiunea, dar nu-l mai faci de diamond. Da, nu știu, am dat pe el cât a costat, gen normal. Când cum se cumpere operațiunea, știu cât. Nu mai țin minte, 7 euro am dat, știu, pe operațiunea. Hai, bossule, vino încoace să-ți o dau. Unu mort, hai că-i dau doar Deagle, dar aș vrea și AK-ul tău totuși. Ia, stai că vreau să-i fac o schemă la asta, să-l trolez un pic, stai să vedem unde e. Ah, inside, ok, hai să vedem, facem așa, bam. Săracul de el, ce-l așteaptă. Dacă începe să tragă și-a luat one tap. Se dau one tap acum oare? Da. Ah, băga mi-aș. Nu, e după perete căcatul, s-a ascuns acolo la scări. Nu! Nu se vede, că nu înțeleg, a tras la mișcă. Nu, era aici prost, uite, vezi, și trăgeam așa. El era aici. Și uite gloanțele mele. Da. Era după perete prost. Nice wallhack, bot. Da. I'm not wallhack. Au azi, nu? Suntem doi cu același nume. Da. Am azi zic că Nox 1337. Ce ar mai fi? Mamă, vezi că ar fi fain să intri într-un meci, să aveți toți același, mamă, să aveți toți același nume, știi? Și... Da, dar nu cred că poți. Ai văzut că te pune cu unul, cu doi pe alea, știi? Te pune la început. Faci tot așa. Mamă, bă. Ce dracu să mai faci, că ăștia dau abandon acum, cred că. Săracul de el, hai că-mi iau și eu. Să-mi iau? Nu, hai că-mi iau AVP. Vezi că
N-am mai apucat să termin propoziția că ți-ai cumpărat AK. Da. Mamă, vreau să le dau numai prin smoke, mă jur să... Mamă, fii atent că vreau să-i dau un Zeus la unul, ia stai să încerc o schemă. Uite, ăsta vine pe aici, stai un pic, fie ce-i fac. Smoke. Am dat smoke. Bravo, bravo, hai că e bine. Ia uite-l cu aici, era aș vrea să dea. Se doane, stai că doane, din gură. Fie, 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 ce fac, fie, am cred că ți-am dat ție. Nu! Mi-ai dat mie nade, nu, i-am dat 78 cu Zeus. Mi-ai dat, nu, mi-ai dat mie nade și când mi-am luat nade-ul m-a încetinit un pic, știi? Da, dacă nu dai nade-ul ăla, vezi că nu-l fiți aici? Nu, ai mai bat. Te-a bătut genius ăla. Măcar ales skin-ul, nu pot să-l condamn, care codor ești nebun la cap. Hai că jucăm un lidigal. Dacă nu pasezi în față, știi, am crezut că nu te duci. Jucăm un lidigal acum, ultima rundă? Da, hai. Hai să-i dăm, ești nebun. Bun, intrăm, dreapta sau stânga? Pai, unul prin stânga, unul prin dreapta. Să-i luăm mă așa duc prin dreapta. Bun, eu mă duc prin stânga. Stai să văd aici la Deagle. Bă, eu n-aveam activat aimbot-ul la Deagle, ești prost? L-am dat în blană. L-am dat în blană. Fii atent, ia stai. Mamă, mi-a dat fire aici. Așa am stat în fire câteva secunde. Era fire, vezi că dau. Da. Gata, manule, mi-am activat aimbot-ul, ești nebun. Cam n-aveam aimbot-ul activat, hitboxes. Head și net. Adică jucai fără? Da. Ce te bătei? Eu până acum am jucat numai fără. Ia stai să văd dacă pe toate armele e așa. Nu, uite doar. Ba, da, uite FOV0, what? Ah, nu mai avea pe toate armele, avea doar backtrack-ul activat cu aia și avea backtrack-ul dat în blană, gen. Bă, ce prostie, mă, dar cine a făcut config-ul ăsta, bă, băiatule, băi, stai așa, head și neck, ia stai să vezi ce le dau acum, băga mi-aș picioarele în ei. Era doar backtrack-ul activat, știi? Și backtrack-ul era la buton, gen, se activa doar când trăgeai în puii mei. What the fuck, Romania? Stai să seama ce le dau, unu. Mam, ia, hai, mă, capul ăsta. Da. Bravo, manule, bă, ce prost îți, mă, cu trecut să joc fără aim și nici să nu-mi dau seama. Vedeți, mă, băieți, nu toți codații sunt praf. Practic am jucat fără aimbot până acum. Mă rog, backtrack-ul ăla ce m-a mai ajutat, dar, na, nu te ajută oricum ca aimbot. Hai să stăm în site cu aia să-i derutăm, stai acolo la scrimi de stată la. A? Bă, mi-am luat M4, nu mai am bani, adică du-te acolo, hai să ne ascundem și eu stau aici în site. Ia Deagle, ia. A? Da, și atunci ia tu M4-ule. Nu, am luat Deagle. Sau să mă bag library, oare? Hai că mă bag library, tu stai acolo la scări. Stai acolo la scări să-i derutăm un pic. A, te-a văzut deja, a? M-a văzut, da. A, hai că vine atunci în ajutorul tău. Stai că iau pe la spate, fie în ce schemă le fac. Tic-tic-tic, bam! Mamă, săracu, vezi că genius ăla cred că are ceva, sau mă fi auzit? A, ăsta e afecat, cred că. Cred că extază ăla s-a pus afecat. Nu cred că te-a auzit. Dar aici să te aud acolo. Nu știu ce să zic, extază ăla stătea afecat, cred că deja s-a dat bătut. Hai, scamba piciorul în el de meci. Gata, să-i meci pe tu. Bine, hai să dăm. Da, hai, pentru... meci. Dacă ar avea cheat-ul ăsta spin boot cu aia ca să mă distrez și eu așa ca de ultima rundă, dar nu are din păcate, e cheat de legit, ești nebun la cap. Hai să dăm pe ei. Hai, tare, un rush. A, stau afecat amândoi, pa nu. Hai, bossule. Unu mor, mamă. Uite-le, ce doi morți, bine bă băiatule, hai să vedem, am făcut și o rank up sau sal. Ia să mă uit aici repede. N-am făcut mă rank up, 19 Windows, n-am făcut rank up. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod, dați și voi acolo neapărat un subscribe la mine și la Noxy. Hai să facem 1000 de like-uri la acest episod. Nu uitați în descriere și în primul comentariu aveți cheat-ul pe care l-am folosit în acest episod și eu o să încerc să vă las și config-ul. Sper să-l mai găsesc, că am config-ul ăsta de vreo 2-3 luni. Deci de când am început să joc cu Plague-ul am config-ul ăsta și nici nu știu dacă o să-l mai găsesc pe forum, dacă, adică denumit știu cum se numește că l-am aici, dar nu știu dacă o să-l mai găsesc. Bă, fraților, sper că v-a plăcut, neapărat un like, un subscribe și la mine și la Noxy. Aveți cheat-ul în descriere în caz de vreți să-l folosiți, costă 5 euro pe lună sau ceva. De genul, zici și tu ceva, manule. Salut, băieți. Salutare, bă, băieți, și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa.